Ploaia puternică a paralizat din nou capitala. Cum se întâmplă de fiecare dată, mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar șoferii au fost nevoiți să tragă pe dreapta. Din cauza puhoailor, o mamă și un nou născut care se întorceau de la maternitate au rămas blocați în automobil pe șoseaua Muncești. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate pe cei doi din mașină. Femeia avea un copil de doar 3 zile, veneau de la maternitate și au rămas neajutorați într-un autoturism care s-a blocat în apă pe strada șoseaua Muncești, numărul 274. Salvatorii au reușit să deschidă ușa automobilului și să scoată în brațe nou-născutul. Au condus mama cu bebelușul în brațe în alt mijloc de transport, fiind în afară oricărui pericol. Efiteți, băiețel? Efiteți? Вот боится, да, как спитицы, потеша, женщина, по помпиер, видишь. Un alt șofer s-a pomenit cu mașina în apă după ce s-a aventurat pe o stradă inundată. El vine încoace. Nu mă uit, nu mă zic și ești tantă sau și... Nu mă uit, totul s-a uit. Potrivit serviciului situației excepționale, alte două persoane au fost evacuate dintr-un microbuz blocat din cauza apei pe strada Zaichin, din sectorul Râșcani. Nimeni nu a avut de suferit, iar mașina a fost tractată de pompieri. Din cauza furtunii din această după-amiază, un avion care venea din Dubai cu destinația Chișinău a fost redirecționat spre aeroportul București. Thank you.